Un accident de circulație a avut loc duminică după amiază în pădurea din zona Baisa. Trei tineri au fost răniți și transportați spre spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț, a informat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Potrivit sursei citate, victimele sunt doi bărbați și o femeie, toți având vârsta de 27 de ani. Una dintre persoane rămăsese încarcerată. La fața locului, intervenind pompierii cu trei autospeciale, una cu apă și spumă, una de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență spun că cele trei persoane au fost diagnosticate cu politraumatisme minore.